venit la seria noastră de interviuri dedicată candidaților la funcția de primar din județul Prahova. În contextul alegerilor locale care se apropie cu pași repezi, ne propunem să aducem în atenția dumneavoastră planurile tuturor celor care își doresc un mandat în fruntea comunității noastre. Astăzi vă invităm să o cunoaștem împreună pe Irina Nistor, candidat la funcția de primar al orașului Câmpina. Bună ziua și bine ați venit alături de noi! Mulțumesc de invitație! Înainte să discutăm despre planuri și promisiuni, aș vrea să vă întreb dacă știți care sunt problemele cu care se confruntă cei din comunitatea Câmpina din perspectiva locuitorilor. Câmpina Reală, cum îmi place mie să-i spun, este mult diferită de ceea ce ni se prezintă pe Facebook sau prin alte mijloace de presă. Din punctul meu de vedere, știți foarte bine că noi timp de 7 luni de zile am bătut Câmpina la pas, într-o acțiune pe care am numit-o foarte frumos La Pas pentru Schimbare, și am discutat cu mii de câmpineni tocmai despre problemele câmpineilor. În urma acestui demers al nostru au rezultat niște pliante, am încercat noi să cuprindem o parte din problemele câmpinei văzute prin ochii câmpineilor. Cred că ne-ar fi trebuit probabil o carte să scriem cu toate problemele. Și, într-adevăr, câmpinenii sunt nemulțumiți, sunt revoltați, sunt dezamăgiți și se confruntă cu o multitudine de probleme. Nu pot decât să vă relatez o parte dintre ele, pornind de la lipsa locurilor de parcare, de la infrastructura rutieră. Transportul local este lasă de dorit foarte mult în Câmpina, de la probleme de care oamenii se lovesc zi de zi, în momentul în care pășesc pe ușa casei sau pe ușa locului. De toaletarea vegetației nici nu mai poate fi vorba în municipiul Câmpina. Hidro Prahova este operatorul de apă și canal. Este o altă problemă pe agenda câmpineilor. Și cred că nu există cartier din municipiu în care oamenii să nu-și fi manifestat nemulțumirea, să spunem, față de acest proiect care ne-a ocupat întreg mandatul, pasajul subteran care a fost promovat atât de intens și cu care se merge, văd, în continuare în actualul mandat. Credeți că veți reuși să rezolvați aceste probleme sau măcar o parte din ele? Eu cred că iunie 2024 este un moment, am spus noi, T0 pentru Câmpina. Cred că aici trebuie să tragem linie și să începem să reclădim cărămidă peste cărămidă și am nevoie de câmpineni să-mi fie alături și să-mi acorde votul de încredere ca să pot să-mi duc proiectele la bun sfârșit. Cred că de acum înainte trebuie să ne unim forțele și să aducem proiecte utile pentru Câmpina și pentru câmpineni. Eu nu le promit câmpinenilor că de a doua zi totul se va rezolva și toate vor fi toate lucrurile vor fi extraordinare, dar eu le promit oamenilor că de a doua zi mă vor regăsi în teren și că vom începe să administrăm orașul și că, exact cum am spus, începem să reclădim cărămidă cu cărămidă. În scenariul în care veți fi aleasă primarul orașului Câmpina, cum arată agenda dumneavoastră de priorități? Dincolo de cele menționate anterior. Da, eu spun că în momentul în care Dumnezeu ne ajută și ajungem acolo, cred că în primul rând primăria Câmpina ar trebui început cu ar trebui totul început cu primăria Câmpina, cu clădirea de pe Bulevardul Culturii și de acolo ar trebui început cu un audit. Pentru că știți foarte bine că în actualul mandat la Câmpina au fost o serie de probleme, de proiecte, cu fonduri europene sau proiecte normale, care au ridicat o serie de probleme și atunci trebuie văzut ce se întâmplă acolo, ce putem îmbunătăți și trebuie văzut ce în actual mandat a fost o lipsă de transparență totală și atunci s-au ridicat o serie de probleme și noi s-au oferit răspunsuri. Mai mult decât atât, eu cred că trebuie început cu contractele aflate în derulare, contractele care prezintă probleme trebuie renunțat la ele, contractele care sunt bune trebuie păstrate și îmbunătățită activitatea pe fiecare zonă. Mulțumesc. Cum se prezintă orașul Câmpina din punct de vedere al locurilor de muncă?
Câmpina, ca orice alt oraș, e că nu suntem singurul de oraș din România, nu se prezintă foarte bine din punct de vedere al locurilor de muncă și cu toate că acest lucru nu este un atribut specific al administrației publice locale sau direct al primarului, dar eu cred că primarul trebuie să se implice în comunitate și trebuie gândite cum poți să aduci și să atragi investitorii în Câmpina pentru a oferi oamenilor locuri de muncă. Asta urma să vă întreb dacă aveți speranța că puteți îmbunătăți acest aspect prin atragerea de investitori privați. Eu cred că primarul trebuie să fie un coordonator și trebuie să încerce să acorde tot ce înseamnă facilități operatorilor economici, să implice operatorii economici în tot ce înseamnă procesul decizional. Există o serie de proprietari ai întreprinderilor falimentare care ar trebui cooptat și încheiate protocoale cu aceștia pentru a încerca să creezi niște facilități și niște oportunități de afaceri în zonele respective și așa, ușor, ușor poți reclădi. Câmpina nu va mai fi oraș industrial cum a fost odinioară, dar că astea sunt normele legale, dar eu cred că în Câmpina are multe alte oportunități și care nu sunt fructificate la ora actuală. Turismul este una dintre oportunitățile care trebuie adusă pe agenda primarului și puse toate lucrurile cap la cap ca turismul în Câmpina să meargă. Este o oportunitate, noi suntem un obiectiv de tranzit, suntem un oraș foarte frumos, recunoscut pentru zilele însorite și nu numai pentru zilele însorite și atunci cred că tot ce înseamnă, tot ce oferă Câmpina trebuie fructificat. Mulțumesc. Din punct de vedere administrativ, ce așteptări aveți în privința relației cu autoritățile județene, în special Consiliul Județean, cel care poate face diferența între o comunitate dezvoltată și una, să spunem, nemulțumită? Exact. Domnul Virgil Daniel Nanu e actualul prefect, este candidatul la președinția Consiliului Județean. Este un om de administrație ca și mine și eu cred că împreună vom face o echipă pentru Câmpina și pentru județul Prahova. Și eu cred că sunt sigură că în momentul în care îi voi bate la ușă și îi voi cere să sprijine Câmpina prin diverse proiecte, nici nu mă gândesc că toate lucrurile vor merge, sunt convinsă că toate lucrurile vor merge foarte bine. Sunt proiecte mari pentru a dezvolta Câmpina. Un proiect foarte important este centura Câmpinei și atunci Câmpina la ora actuală are un proiect care vizează de fapt două centuri, o centură pe care o realizează primăria Câmpina și o centură pe care o realizează prin Consiliul Județean, ar trebui să o realizeze prin Consiliul Județean și atunci sprijinul dânsului este necesar 100%. Este un om care cred că se va apleca asupra Câmpinei și asupra problemelor Câmpinei. Hidro Prahova este un alt, pot vă spunea mai devreme că este operatorul de apă și canal care gestionează această activitate în municipiul Câmpina și este o societate în subordinea Consiliului Județean. Iar relația pe care Hidro Prahova are la ora actuală cu municipiul Câmpina nu este tocmai bună și nu am văzut nici implicare în acest mandat. Eu sunt convinsă că domnul Nanu ne va acorda tot sprijinul necesar pe toate ramurile de care ne vom lovi și vom avea nevoie. Dacă ar fi să alegeți un singur lucru pe care ar trebui să-l știe alegătorul despre dumneavoastră, care ar fi acela? Nu mint și sunt dureros de sinceră. Câteodată și sinceritatea doare, dar este necesar. Numit și sinceritatea, cred că este un atual meu. Vă mulțumim pentru timpul acordat, a fost o discuție foarte interesantă și sperăm ca mesajul dumneavoastră să ajungă la cât mai mulți locuitori din orașul Câmpina. Mult succes în alegeri! Vă mulțumesc mult de tot!